spunea Domnul prin Duhul Sfânt că este un an de îndurare. E mare har. E mare har să știi că este încă un an de îndurare. Dar ce facem cu anul de îndurare? Că s-ar putea în anul de îndurare să ne culcăm așa pe laurii victoriei. Încă un an de îndurare, mai am de făcut casa, îmi schimb mașina, vând casa, cumpăr alta și tot așa. În anul de îndurare s-ar putea să facem ceea ce nu-i place Domnului. Și s-ar putea să vrem pe la sfârșitul anului să schimbăm ceva. Și s-ar putea să fie prea târziu. E an de îndurare, dar totodată e an de deosebire. Pentru că dacă Domnul a vestit de atâtea ori an de îndurare și îndurarea Lui nu ne-a ajutat și nu ne-a făcut să ne schimbăm, în anul acesta, în mod deosebit, Domnul lasă îndurare, dar deosebirea o va face însăși Domnul. Și aș vrea să vă spun de la bun început ceva. În anul de îndurare trebuie să stăm sub ocrotirea Domnului. În anul de îndurare trebuie să ne apropiem mai mult de Domnul. Am arătat Domnul la începutul anului și pentru că n-am fost la voi în anul acesta, vreau să vă spun că în anul de îndurare Domnul deja o însemna pe hartă, pe harta lumii, ce va pedepsi, unde va pedepsi și cum va pedepsi. Și deja se vede. Deja au cunoscut Europa, a cunoscut America, au cunoscut continentele și țările acestei lumi că Dumnezeu este suveran. Dar era un cuvânt interesant. Spunea Domnul prin Duhul Sfânt, degeaba îți faci casă în Gosen dacă tu umbli prin Egipt. Înțelegeți? Degeaba îți faci casă în Gosen dacă te prinde pedeapsa Domnului prin Egipt. Pentru că Domnul spunea, valabil pentru tot poporul, să nu cumva să ne găsim în calea mâniei lui Dumnezeu. Și pentru aceasta popor de la Betel, din Windsor și toți cei ce suntem aici, Doamne ajută-ne să fim în Gosen. Că s-ar putea unii să spună, am de îndurare, Domnul bun, și ți-ai programat deja vacanța. Nu sunt absurd. Dar am programat o vacanță fără să țin cont că am nevoie de ocrotirea Domnului. Mi-am programat o călătorie fără să-L întreb pe Domnul dacă trebuie să plec în călătorie, dacă pot pleca în călătorie. Și călătoria aia s-ar putea să mă prindă în mânia lui Dumnezeu. Și aș vrea să fim foarte atenți. Tineri în vârstă, în mod special, era nevoie să cerem călăuzirea Domnului chiar și în călătorie. Ca nu cumva să ne găsim ca unii care avem casă în Gosen, dar ne plimbăm prin Egipt. Și când trece îngerul nimicitor, și când trece pedeapsa Domnului, Domnul nu va fi vinovat. Unii așteaptă să vină prorocul să-i spună la momentul oportun, vezi că mâine, dar 6 luni înainte, dar 2 săptămâni înainte, dar 4-5 zile înainte, nu a fost interesat de Domnul să mulțumească, să-L laude, să-L binecuvinteze, să-L întrebe, dar ar vrea să știe acum, am biruință, n-am biruință. Eu aș vrea ca în seara asta Domnul să ne ajute să avem urechi de auzit. Pentru că în cunoștința care era dată, Domnul spunea așa, unii avem urechi de auzit numai aici. Și când plecăm de aici, unii nu mai auzim. Auzim numai aici, în adunare. Predică, cântare, prorocie. Când plecăm de aici, nu mai răsună în urechi să se ducă la inimă. Și ce era trist, n-o spune, o spune Domnul. Că unii nu m-au auzit și dacă vă întreabă Domnul, nu eu, ce-o vorbi Domnul, mulți nu țineți minte.
Pentru că cuvântul Domnului de la ureche trebuie să ajungă la inimă. Fie ca în seara asta Domnul să dea urechi de auzit și inimă înțeleaptă. Suntem doar la începutul anului. Se apropie sfârșitul primei luni. Și deja bilanțurile la ceea ce face Domnul sunt niște bilanțuri dureroase. Boală, vânturi, ape, foc, cutremure și toate acestea sunt în controlul lui Dumnezeu. Domnul nu vrea să ne înspăimânte, ci Domnul vrea, în dragostea Lui, să ne apropiem de El și Domnul să ne ajute la aceasta. Frați și surori, trăim într-o vreme în care mereu, mereu așteptăm începutul anului. La trecerea dintre ani, prima duminică, la începutul primei luni, ce zice Domnul de anul ăsta? An de îndurare. Slăviți să fie Domnul, mergem înainte. Și eu aș vrea ca în seara asta Dumnezeu să ne ajute să ne schimbăm noi inima. Dacă vrem să ne o schimbe Domnul, Domnul ne-o schimbă. Cu câteva săptămâni înainte Domnul mi-a spus ceva și eu n-am fost atent doar la o parte din cuvânt. Doar la o parte din cuvânt. Domnul mi-a zis, du-te că o să trebuiască să treci prin cuptor. Și am trecut prin cuptor, o săptămână am trecut greu unde nu trebuia, că trebuia să fiu un alt loc. Acum trec mai ușor, că am ascultat pe Domnul. Doamne, ajută-ne să fim atenți la detalii. M-am uitat peste cuvântul Domnului și m-am gândit la generația care o trăim noi după Revoluție, cum spunem noi românii. O generație care n-a cunoscut nuiaua și o generație care a cunoscut bunăstarea. Și care este starea generației care n-a cunoscut nuiaua? Că după Revoluție și în America și în Canada nu se mai poate folosi nuiaua. Și bunăstarea este mare. Și m-am uitat peste cuvântul Domnului și Domnul mi-a dus privirile în capitolul 2 din 1 Samuel. Și acolo era o generație care n-a cunoscut nuiaua și care avea bunăstare. Și starea lor, păcatele lor, ne confruntăm noi astăzi cu ele. Se confruntă familiile noastre cu copiii noștri. Acea stare vine și peste copii și peste cei maturi. Și primul lucru pe care îl arată cuvântul Domnului, spune acolo în capitolul 2 despre fiii lui Eli. Oamenii care veneau la adunare, oamenii care erau preoți. Și spune așa de trist un lucru acolo, care este adevărat și astăzi. Și spune cuvântul Domnului, fiii lui Eli erau niște oameni răi, nu cunoșteau pe Domnul. Astăzi sunt mulți prin adunări, ca unul care am umblat mult, prin toate adunările aproape din America, prin multe adunări din România și în Europa, și am văzut starea asta. Sunt mulți care nu-L cunosc pe Domnul. Există doar o formă de slujire. Și aș vrea ca în seara asta Domnul să dea înțelepciune. Fiecare să ne cercetăm. Dacă avem doar o formă de slujire, Doamne ajută-ne să avem slujire adevărată. Apoi, fie ăștia lui Eli mai aveau un păcat, o stare, care este valabilă și astăzi, se întâmplă și astăzi. Și aici, cuvântul Domnului spune... Și iată care era felul de purtare a acestor preoți față de popor. Când aducea cineva o jertfă, venea sluga preotului în clipa când se ferbea carnea, ținând în mână o furculiță cu trei coarne, o vâra în cazan, în căldare, în tigaie sau în oală, și tot ce apuca cu furculița lua preotul pentru el. Așa făceau ei tuturor acelor din Israel care veneau la Silo. Preocuparea pentru trup. Și haideți să fim sinceri. Nu alergăm mai mult pentru trup în vremea asta. Când trebuie să venim la adunare, suntem obosiți. Când trebuie să venim la adunare, ne doare capul, cum spunea fratele. Când trebuie să venim la adunare, ne doare spatele, ne doar picioarele. Avem alte preocupări. Trebuie. Pentru ce? Pentru trup. Și pentru suflet? Foarte puțin. Doamne, ajută-ne să ne verificăm. Preocuparea aceasta pentru trup a devenit ceva normal. A devenit ceva care nici nu se pune problema. Alergăm dintr-o parte în alta.
Lucrăm, dacă ar fi să mai lucrăm încă un schimb, nu ne mai doare nici capul, nici picioarele, nici spatele. Dacă ar fi să mai pun încă 1000 de scorfiți de taile și dacă mă plătește dublu, merge. Mai dai cu Red Bull, mai dai cu cafea, mai dai cu nu știu ce și merge. Dar în casa Domnului ne uităm la ceas. Cât îi? Mai stau puțin. Mă, nu se mai termină. Așa de mult au vorbit, așa de mult au cântat, așa de mult s-au rugat. Frați și surori, aș vrea ca în seara asta să ne preocupăm de sufletul nostru. Apoi, mergând mai departe, vedem o altă stare și aș vrea să vă spun că asta este agresivitate verbală. Doamne ferește să te atingi de copiii unuia sau altuia. Doamne ferește să spui ceva de nevastă sau de bărbat sau că începe agresivitatea verbală. Asta se întâmplă copii față de părinți, frați față de frați. Și aș vrea să vă spun, este un adevăr. Nu eu l-am pregătit, este cuvântul Domnului. Domnul mi l-a dat. Și priviți ce făceau oamenii aceștia. Chiar înainte de a arde grăsimea, venea sluga preotului și zicea celui ce aducea jertfa, dă pentru preot carne de fript, el nu va lua de la tine carne fiartă, ci vrea carne crudă. Și dacă omul zicea, după ce se va arde grăsimea, vei lua ce îți plăcea, slugă răspundea, nu, dă-mi acum, căci altfel iau cu sila. Tinerii aceștia se făceau vinovați înaintea Domnului de un foarte mare păcat, pentru că ne se coteau darurile Domnului. Este starea aceasta prin adunări? Când Domnul vorbește, când Domnul mustră, când cineva predică și e prea aspru cuvântul, avem o agresivitate verbală. Suntem gata să-l certăm, suntem gata să ne vorbim. Și dacă nu avem agresivitate verbală unii față de alții, o avem în familie, o avem în jurul mesei. Doamne, vindecă-ne de starea aceasta. Apoi apare lucruri mai grave, pentru că omul care începe așa coboară tot mai mult și apare imoralitatea. Spune aici cuvântul Domnului în versetul 22. El era foarte bătrân și a aflat că cum se purtau fiii lui cu tot Israelul. A aflat și că se culcau cu femeile care slujeau afară la ușa cortului întâlnirii. Într-un cuvânt mai românesc, curvie, care, dacă îl pronunți prea des și de la învon, apare agresivitatea verbală. A devenit imoralitatea la modă în lumea aceasta și a devenit imoralitatea la modă și printre cei ce ar trebui să nu existe. Și știți ce este dureros? Că nu este căință. Spunea fratele aici, fratele Ghiță, e frumos oamenii care vin să se recunoască, să se căiască. Oamenii aceștia sunt iertați de Dumnezeu. Dar oamenii care practică imoralitatea și se ascund și nu le pasă, merg mai jos. Merg mai jos. Și apoi, un alt lucru care îl aveau, un alt păcat, o altă stare care îl aveau fii aceștia lui Eli, disrespect față de părinți. Pentru ei nu mai ținea cont de ce le spunea părinții, îi sfida, îl sfidau pe Eli. Și spune aici cuvântul Domnului, versetul 25, încep cu 24. Nu copii, ce auzi spunându-se despre voi nu este bine. Voi faceți pe poporul Domnului să păcătuiască. Dacă un om păcătuiește împotriva altui om, îl va judeca Dumnezeu. Dar dacă păcătuiește împotriva Domnului, cine se va ruga pentru el? Totuși, ei n-au ascultat de glasul tatălui lor. Cred că multe familii se confruntă cu starea aceasta. Cred că multe biserici se confruntă cu stări de acestea. Copiii care sfidează părinții, oameni care sunt în adunarea lui Dumnezeu și sfidează păstorul, sfidează prorocul, sfidează comitetul, sfidează pe cei ce îi sfătuiesc. Și oamenii aceștia nu-și dau seama că îl sfidează pe Dumnezeu și nu pot să-l sfideze pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu are un an de îndurare, dar are și o zi de răzbunare. În anul de îndurare poate fi o zi de răzbunare. Cât de mare este îndurarea lui Dumnezeu? Un an de îndurare. Și am vrea să rămânem în anul de îndurare. Că într-o zi s-ar putea să fie ziua de răzbunare. Și dacă vine ziua de răzbunare,
nu ne scapă nimeni, nici părinții, nici biserica, nu ne poate scăpa nimeni. Trăim într-o lume care sfidează. Oameni care sfidează rânduiala lui Dumnezeu în familie, oameni care sfidează tot ce a lăsat Dumnezeu sfânt. Și toate acestea duc spre o zi care va fi o zi de răzbunare. Ca și poporul lui Dumnezeu, noi nu suntem chemați să trăim în lumea aceasta, să avem parte de ziua de răzbunare. Noi vrem din anul de îndurare să intrăm în ziua de binecuvântare. Noi vrem să intrăm în acea zi minunată care va fi întâlnirea cu Domnul. Frații mei, pentru aceasta